Salut, sunt Paul și astăzi o să prezint câteva lucruri pe care le-am învățat până la vârsta de 20 de ani. În primul rând, dacă ai un vis sau un scop de îndeplinit, nu trebuie să-i ascuți pe cei din jur dacă nu te susțin în asta. Când am început să învăț serios programare în clasa 12, totodată am vrut să mă înconjur pe cât mai multe persoane care erau mult mai bune decât mine în domeniu. Chestia asta m-a motivat că știam persoane care aveau rezultate. Am început să discut cu câțiva prieteni despre ce fain ar fi ca într-o zi, nu știu, să obțin un internship la Google, că pentru asta aș vrea să muncesc, ăsta ar fi visul meu. Toată lumea zicea că n-am nicio șansă și, într-adevăr, dacă m-aș fi văzut pe mine din perioada respectivă, nu mi-aș fi dat nicio șansă, dar am observat că persoanele care mă descurajau, erau persoane care n-aveau niciun rezultat în domeniu, adică erau persoanele care n-aveau nicio treabă cu programarea. Și persoanele care aveau rezultate și au mai trecut prin asta mi-au zis că dacă mă voi pregăti, pot să mă descurc chiar dacă încep atât de târziu. Mi-au oferit și sfaturi și materiale și mi-am dat seama că nu contează sfatul celor care n-au experiența prin care vreau să trec eu. Deci să zicem că nu faci nimic special, ritmul tău de evoluție o să fie așa. Tu dacă setezi un goal aici, foarte înalt, să zicem că cel mai rău caz nu îl îndeplinești, poate nu o să ajungi chiar aici, dar o să fii undeva pe la mijloc. Adică o să fii mai sus decât ritmul inițial de evoluție. Și mă gândeam și eu în cel mai rău caz ce ar putea să se întâmple dacă nu aș fi obținut un internship. Și puteam doar să pierd timp, dar rămâneam cu ideile pe care le învățasem, cu algoritmii ca problemele lucrate, gândirea era formată și chestia asta m-a ajutat oriunde în programare, nu doar ca să obțin un internship. Deci cumva lucram pentru dezvoltarea proprie, așa că muncește și nu asculta sfaturile decât ale celor care au trecut prin experiența prin care vrei să treci și tu. Și în cel mai rău caz în care nu-ți atingi scopul, o să rămâi cu experiența care te poate ajuta în viitor. Sunt extraordinar de multe bărci, atât în partea aia, cât și în partea asta. Două săptămâni în continuă numai a plouat și a fost vreme urâtă și acum e extraordinar de frumos afară și e foarte, foarte multă lume pe aici. Acum câteva zile a fost o furtună foarte nasoală. M-am trezit, nu știu, la 2 dimineața pentru că fulgera în continuu. Nu era nici măcar o secundă între fulgere, așa rapid fulgera. Autoritățile s-au mișcat foarte repede, au venit, au luat crângile căzute, copacii căzuți și după 12 ore nici nu mai zicea că a fost furtună pe acolo. Dar au fost niște inundații foarte nasoale și unele trenuri au avut de suferit. Deși în Germania a fost și mai nasol din câte am înțeles. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez e să nu fii egoist. Să observi dacă persoanele din jurul tău au nevoie de ajutor și dacă poți să-l și oferi. De exemplu, la facultate, dacă e o materie la care eu mă descurc mai bine, încerc să-mi ajut colegii cu temele, să le explic unele lucruri pe care ei nu le înțeleg, de exemplu. Poate la un moment dat eu o să descurce mai bine la o materie decât mine și mă pot ajuta. Deci e un fel de ajutor reciproc. Cum eu am fost ajutat de mai multe persoane, sunt cumva o responsabilitate să pot ajuta mai departe alți oameni și de asta am creat și Infonau.ro. Dacă ești deschis constant la chestia asta, să oferi ajutorul altor persoane, poți să formezi niște prietenii faine, poate într-o situație persoanele pe care le-ai ajutat sunt într-o poziție mai bună decât tine și pot și ele să te ajute înapoi. Deci mi se pare foarte important să fii deschis, să oferi ajutor altor persoane care au nevoie. Vremea aici e una foarte bună. M-am retras undeva pe o alee pentru că era soare și nu puteam să filmez. Dar sunt foarte mulți oameni aici în jurul lacului, se poate anota și e foarte, foarte plăcut. O să mă mai plimb oricum și o să vă mai arăt. Încearcă să fii proactiv. Acum câteva zile am aflat de termenul a procrastina. Se referă la persoanele care încearcă să termine taskurile cât mai repede ca să nu mai fie stresați din punctul ăsta de vedere. Și nu mă refer să fii proactiv în sensul în care încerci să faci totul cât mai rapid, să te grăbești, că nu o să iasă deloc ok. Mă refer la faptul că dacă ai putea să rezolvi ceva azi, să nu lași chestia asta pe zilele următoare și să o rezolvi chiar azi. Dacă ești proactiv, o să observi că poate ai mai mult timp liber, cel puțin eu asta am observat, să nu aștept să se adune sarcinile, dar dacă le faci din timp, nu ai stres că se adună și nu le mai poți rezolva după. De asta e foarte bine să iei lucrurile din timp și să le rezolvi și să nu fii leneș. Fii organizat, de la că îți notezi toate sarcinile într-un notepad, până la patul pe care trebuie să-l faci după ce te trezești sau biroul pe care trebuie să-l ai întotdeauna ordonat. De exemplu, și folosesc pe lângă Google Keep, Google Calendar ca să notez orice am de făcut. Dacă trebuie să merg undeva, notez în Google Calendar că în intervalul respectiv nu sunt disponibil. Și chestia asta am învățat-o totodată și de la locul de muncă, că obvious, lucrând aici folosesc Google Calendar. Pot să zic că mă ajută extraordinar de mult și din cauza asta am ținut foarte mult să putem introduce și pe Infonau sincronizarea cu Google Calendar. A programării
urmării ședințelor de pregătire. Astea de aici sunt niște biciclete la care poți să-ți faci un abonament lunar. Sunt și electrice și neelectrice și poți să ai acces în aplicație. Teoretic, dacă ai abonament, prima jumătate de oră e gratis, după aia ar trebui să plătești ceva. Dacă mergi într-o stație de genul ăsta și schimbi bicicleta, nu mai ai nimic de plătit. Și lucrând la Google, ai și un beneficiu. Abonamentul ăsta costă numai 40 de franci pe un an întreg. Cel mai mic abonament e de 9 franci pe lună. Și teoretic plătești și minutele, 2,5 franci prima jumătate de oră, după aia e adițional, mă rog, e mai complicat. Ideea e că pentru mine am plătit 40 de franci un an întreg, bine, nu o să folosesc un an întreg, o să folosesc numai 3 luni, dar știu că e gratis prima jumătate de oră. Și cum sunt român adevărat, mă duc într-o parcare, o schimb și iau alta pe gratis. Oricum, costul suplimentar pentru minutele pe care le faci după jumătate de oră e super mic, gen 0,1 franci pentru electrică și 0,05 pentru bicicleta normală, deci nu e ceva wow și ai și limita de cheltuit, adică dacă treci 5 sau 10 franci, nu mai știu care era limita, nu te mai taxează. Și bicicleta asta electrică accelerează super rapid. Cred că e limitată sau ceva, pentru că de la un moment motorul nu te mai ajută și trebuie să pedalezi manual în cazul în care prinzi o viteză mai mare. Deci infrastructura din punct de vedere al transportului public e foarte dezvoltată. Asta e zona orașului, celelalte sunt în afara orașului. Și aici e harta cu toate stațiile. Dacă stau să mă uit, chiar nu prea înțeleg nimic din asta. E puțin enervant faptul că nu sunt stațiile ca la noi, de exemplu, dacă au același nume, una e nord, cealaltă e sud, cea de peste drum e sus sau chestii de genul ăsta. Și cumva, dacă nu știi zona, trebuie să stai să cauți pe Google Maps ca să-ți dai seama de unde trebuie să iei următorul autobuz, că în aceea stație vine și tramvaiul și autobuzul și da, e puțin mai ciudat, dar am ratat să zic autobuzul, dar nu mă spăr că trebuie să ajungă destul de repede. Eu l-am pierdut pe ăsta de 39 și l-aștept pe 49, deci vine destul de repede, din 10 în 10 minute, nu pot să mă plâng. Și mai sunt și autobuzele astea de noapte care mi se pare interesant, gen designul ăsta e. Și astea automat circulă mai rar, dar circulă noaptea la ore târzie, gen 1, 2, 3. Iar abonamentul de transport public pe care l-am eu, obvious, nu acoperă și N-urile, adică autobuzele și tramvaiele care sunt noapte. Deci mi se pare interesant magazinul în care sunt acum, gen firma respectivă. E foarte dezvoltat și au foarte multe firme în toate domeniile, adică de la magazin până la operator de telefonie mobilă sau chiar benzinărie și banca proprie. Adică m-am mai uitat, au și librărie, au și un fel de Altex, gen cu numai cu electronice, deci e foarte vast domeniul lor de activitate. La noi cele mai ieftine fructe sunt merele și aici mi se pare că cele mai scumpe fructe sunt merele, nu știu cum. Deci lămâile, da, sunt mult mai ieftine decât merele. Deci mi se pare că anii ăștia au fost foarte frumoși, am învățat foarte multe lucruri. În ultimii ani, cel puțin, am avut niște experiențe foarte faine. Am întâlnit niște oameni foarte faini și mi-am făcut niște prietenii frumoase. Sper să vă ajute sfaturile pe care le-am prezentat înainte. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video. În cazul în care aveți întrebări sau recomandări de ce aș putea filma în continuare, le puteți lăsa în comentarii. Zi faină tuturor!